Bună seara, dragii mei telespectatori! Ne întâlnim din nou cu Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei în care dezbatem toate știrile zilei de astăzi. Prima știre. Consilierii pășcăneni convocați luni la întâlnirea cu prefectul pe tema apei, scris pe BIT TV Info de Cătălin Cojocaru. Ia să vedem ce spunem aici. Întâlnire de urgență privind serviciile de apă și canalizare și epurare din Pașcani. Consilierii locali au fost convocați telefonic pentru ziua de luni, la orele 10, la o discuție informală cu prefectul județului, Dan Cârlan. Dezbaterile vor avea loc în contextul în care ieri, la prefectura Iași, a avut loc o ședință cu ușile închise pe această temă, la care au fost invitați să participe reprezentanții primăriei Pașcani, cei ai operatorului local și județean, precum și președintele Consiliului Județean Iași, Cristian Adomniței. Prefectul a fost solicitat să intervină în conflictul dintre Apa Vital și administrația din Pașcan după ce Societatea Locală de Apă și Canalizare a amenințat că va refuza preluarea apelor uzate de la cele mai mari societăți din Pașcani și a atras atenția că stația de epurare ar putea fi închisă pentru că nu își poate achita facturile la curent electric. Aceasta deoarece operatorul ieșean refuză să plătească serviciile de epurare până când pășcănenii și primăria nu își vor achita consumurile de apă din vara anului trecut și până acum. O altă problemă nerezolvată ar fi între Apa Vital și locatarii de la bloc. Societatea a trecut în închiderea robinetelor deoarece pășcănenii au refuzat să încheie contracte colective pentru furnizarea apei. Mai mult, consilierii au votat în toamna anului trecut la cererea pășcănenilor, la toți pășcănenii, anularea delegării serviciului de apă și canalizare operatorului Apa Vital. Acum, conducerea județului vrea să îi convingă pe consilieri să revină asupra acestei decizii. Apa să rămână la Iași și să fie găsite soluții pentru facturarea individuală la blocuri. Mai mult, și serviciile de epurare ar urma să fie preluate tot de operatorul ieșean. Niciunul dintre reprezentanții primăriei nu a vrut să comenteze această situație. Păi ce să comenteze? Reprezentanții primăriei. Ce să comenteze? Reprezentanții primăriei, dacă își făceau treaba cum trebuie, nu mai aveau ce să comenteze. Nici nu era situația asta acum. Reprezentanții noștri. Reprezentanții noștri, dacă erau ca lumea și dacă își făceau treaba cu cap și dacă își făceau treaba pentru grija de cetățean, păi ori nu delegau serviciu către Apa Vital, ori delegau serviciu, dar își făceau treaba ca lumea cu noi pentru ca să nu avem neplăceri cu această firmă. Este simplu ca bună ziua. Vai de mine, s-au ridicat după ce au dat serviciul la Apa Vital, după aceea imediat s-au întors la 180 de grade că nu știu ce. Oameni buni, ați avut în sarcină să alcătuiți asociațiile de proprietari. Să ajutați pășcăneanul să-și facă asociațiile de proprietari, să o reprezentați de bloc. Pentru că Apa Vital, dacă apa și serviciul de apă l-ați delegat către Apa Vital, măcar acea firmă să înceapă să-și poată lua banii pentru serviciul făcut. Scurt și la obiect. Nu că stai că preserv apa, că aia că brânză, o brânză preserv apa, o brânză mucegăită. Ce ți-i faci cu preserv apa, că am mai spus și la alte emisiuni. Dacă șeful preserv apa știe să țină apa în ciur, înseamnă că e Huedini, e orice ce mare magician de pe lumea asta, e David Copperfield și DMC și atunci toate la un loc și înseamnă că poate să facă treabă cu preservapa. Dar cum preservapa și tot ceea ce a fost din preservapa și ce a fost serviciul local de apă din 90 încoace, n-au făcut nimic, n-au schimbat o țeavă nicăieri. N-au făcut un șanț de schimbare a nimic, 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 nimic. N-au pus apă pe nici o stradă care ar fi trebuit să fie apă. Cartierul Dallas, marele cartier al marilor bogați din oraș, nu are canalizare, nu are apă, nu stau cu oameni, cu vidanja, stau cu nimic, ca lumea, nimic, 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 nimic. Tot atâta o frecăm noi că nu știu ce, că stai să o dregem, că o să facă serviciu. Nu, serviciul nostru pășcănean de apă a fost o vacă de mulți. O vacă de mulți pentru politicieni. Și la revedere, tată și noroc. Asta e. O vacă de mulți. Și n-au făcut nimic pentru pășcănean. Blăgești și acum n-are apă, Gâștești n-are apă, Lunca n-are apă, Blăgești, și alte
Suburbinii Pașca n-au apă, n-au canalizare. Chiar v-am mai spus, cartierul Dallas. Nu. Oamenii s-au înțepat de la unul la altul și și-au pus cât de cât apă. Nu este ceva făcut de un serviciu ca lumea organizată. Nu! N-au schimbat țevile de 40 de ani. Păi ce vrei să tot la el vin? Ce? Nu! Nu văd o soluție. Eu ca om, nu văd, ca cetățean din Pașca, nu văd o soluție. Și acum stai că nu știu ce, că nu știu cum. Au făcut gogorița, au încercat să spună că pășcănenii au cerut, dar ia să văd eu, pășcănenii din Gâștești au cerut să nu aibă apă? Au cerut pășcănenii din Gâștești să fie reziliat contractul cu apa vitală? Au cerut pășcănenii din Lunca? Au cerut pășcănenii din, de pe aerodrom, fostul, deci de pe Dallas, fostul aerodrom, de pe cartierul Dallas? Au cerut pășcănenii din Blăgești? Au cerut pășcănenii ăștia? Au venit la primărie și au cu surle și trâmbițe că nu vor? Nu au cerut. Nu au cerut, pentru că nici nu au. Și ar fi vrut să aibă apă. Iar așa tras niște sfori, că stai că au venit 50 de oameni și că ne-au forțat și că la. Nu. Asta nu pot să cred că într-adevăr niște oameni au vrut să nu aibă serviciu de apă. Nu. Asta au fost niște oameni păcăliți de către administrația noastră ca să facă scandal, ca să nu știu ce, ca să nu știu cum, că stai, se vedeți că voi ca apa vitală este dracu. Dracu gol și moartea în picioare cu coasa. Asta, că apa aia o va plăti Moș Crăciun. Asta au fost pe surse și pe zvoneri și pe răspândaci din partea administrației noastre pornite treaba. Ca să ia să se spele pe dinți și pe cap și pe mâini și rezolvați-vă treaba, că până la urma urmei poate ajungem tot la serviciul nostru local, unde putem noi face treaba cum am mai făcut. Aia să vedem noi un pic o nouă știre. Expertiză judiciară pentru 10 investiții penale, scrisă tot de Cătălin Cojocaru, tot pe BTV Info. 10 investiții publice realizate în timpul mandatelor foștilor primari Grigore Cărăcinescu și Neculae Rățoi urmează să fie expertizate judiciar. Aceasta deoarece sunt dubii mari privind modul de cheltuire și înregistrare a banilor publici, precum și a respectării daunelor tehnice din proiect. Neregulile au fost constatate de Curtea de Conturi. Iar pentru clarificarea lor, primăria a cerut o verificare tehnică și contabilă. În acest sens a fost deja publicată o investiție de participare, suma pusă la dispoziție pentru realizarea documentației fiind de peste 42.000 de lei. O parte din investițiile care urmează să fie verificate au fost aduse și în atenția DNA prin intermediul fostului consilier independent Dionisia Floroaiei, în urma raportului întocmit de Comisia Specială a Consiliului Local din anul 2012. Este vorba despre construirea bazei sportive de la Blăgești, reabilitarea termică a blocurilor T6, T7, lucrările de reabilitare și reparații de la Colegiul Sadoveanu, grădiniță Gâștești, Colegiul Unirea, precum și lucrările de asfaltare și reparații capitale de pe strada Moldovei, Ștefan cel Mare, Ion Creangă, George Enescu, 13 decembrie și Gavril Gheorghiu. Pe aceeași listă se află și o serie de lucrări privind extinderea rețelelor de apă realizate de Preservapa, precum și amenajarea sălii multifuncționale de la Primăria Pașcani. Vorbim de investiții de milioane de euro din bugetul local sau fonduri guvernamentale, unele plătite, dar nerealizate. Pentru o parte dintre ele, nici nu se mai găsesc documentațiile tehnice. Ups! Iar alte lucrări au fost găsite cu facturi duble sau achitate în avans, apoi modificate. Acum nimeni din primărie nu vrea să-și asume responsabilitatea, iar inspectorii Curții de Conturi au cerut recuperarea prejudiciilor. Menționăm că tot la DNA ar mai fi de lucru încă un dosar cu privire la modul de repartizare a locuinților ANL. Este și un comentariu aici.
DNA-ule, de când tot îți spun să vii la Pașcani? Unu, nume muncitor. Ți-am spus că ai de lucru mult aici. Orașul e mic, dar plin de... Dacă ține apărat, putem face o listă? În ce ordine o vrei? Spunea un om de pe comentariu. Dacă acum s-au păpat banii la pășcănelul nostru. Bine, acum, expertiză judiciară, nu este nicio hotărâre definitivă, irrevocabilă, în care se spună că s-au furat sau nu știu ce, dar Curtea de Conturi nu prea a greșit când a venit. Și peste tot unde a fost Curtea de Conturi, a spus pe bune neregulile. De ce să plătești o lucrare și să nu fie făcută? De ce să nu mai găsești dosarul tehnic? De ce să fie facturi modificate și alte chestii? Dacă este o lucrare, plus un deviz de lucrări suplimentare, se facturează lucrarea cu devizul de lucrări suplimentare și nu trebuie să modifici nimic. Merge spre aprobare, spre... Care e problema? Dacă este totul cinstit și ok. Dacă nu este cinstit și ok, modificăm, nu găsim documente, le ascundem, le facem în dublu. Pentru ce să fie făcute în dublu? Adică pentru aceeași lucrare două facturi, una într-un fel, una într-un fel, depinde cu eu prezentăm sau ce. Nu știu. Uite ce văd aici scris. Eu n-am văzut hârtiile în față. Dar vedem. Ce spune? Pentru o parte dintre ele nici nu se mai găsesc documentațiile tehnice. Dar asta trebuie să stea acolo, ca un regim special. Iar alte lucrări au fost găsite, la alte lucrări au fost găsite facturi duble. A? Sau achitate în avans, apoi modificate. A? Bă. Acum nimeni în primărie nu vrea să-și asume responsabilitatea. Dar cine a făcut facturile alea? Dar cine a plătit? Dar cine a fost șef pe moșie și a luat din banul public și a plătit cum a vrut el și cum i-a tăiat lui capul? Ia ca, dragii mei cetățeni, vedeți cam cum e motivul, cum lucra Apa Vital cu corectitudine să nu fie furată la apă și la bani și de ce cerea ea asociații, reprezentant de scară și facturare așa pe fiecare, modalitate de a strânge de gât pe cel care nu plătește, modalitate de a pune și de a blinda țevile la firmele unde aveau țevi cu apă jumătate contorizate, jumătate nu, și au rămas doar contorizate acum după Apa Vital și restul blindat, ci nu... ce nu este facturat, ce nu este măsurat. Vedeți, dragii mei cetățeni, cam cât se fură pe la noi și în ce modalitate? Și suntem dați cu praf în ochi, că știi că nu vrem pe Apa Vital, că Apa Vital nu știu ce. Nu, eu am impresia că Apa Vital a venit corect și a intrat așa cu piciorul în ușă și mai dur pentru că știa că se fură. Și n-a vrut să fie curată și, furată și falimentată ca preservapa. Eu cred că asta s-a întâmplat și asta cred că este. Din exterior, privind pe niște articole de jurnal, nu privind documentații, privind pe niște articole de ziar, iată ce putem vedea. Curtea de Conturi spune că e băia. DNA-ul frige la lăbuțe. Spune că e băia. O firmă privată care n-are nicio treabă privată, o firmă Apa Vital și Arsacis, care n-au nicio treabă cu conducerea politică a Pașcanului, spune că îi băia și că nu se lucrează aici bine și că se șmenuiesc multe treburi. Avem chemați oameni pe la DNA. Deci, ce așteptăm? Încet, încet se strânge lațul și va fi și vor fi căutați, selectați, cei vinovați probabil vor plăti, o să-i vedem, probabil anchetați, probabil
O să-i vedem cum dau din coate să iasă. Dar de încercat, de prostit, ne prostesc, nu? Vedem prefectul cum vine, îi strânge de gâtuță așa frumos, de cravățică și cheamă la... Hai, domnilor, să rezolvăm treaba, nu lăsăm pașcane fără apă. Cum facem? Aveați o sarcină de îndeplinit voi, este o lege de îndeplinit. Voi ce faceți? Dați praf în ochii cetățeanului și îl lăsați fără apă? Aveați niște obligații de îndeplinit? Uitați-vă, dragii mei cetățeni, cum e treaba. A, să vedem cum se face și la altul. Piață modernă pentru comercianții din Târgu Frumos. Comercianții din Târgu Frumos vor avea în curând noi condiții pentru a-și desfășura activitatea. De astăzi au început lucrările de modernizare a pieței agroalimentare în interiorul halei. Se va turna o pardoseală din beton și se va schimba canalizarea. Până la începutul verii, toată zona va arăta cu totul altfel. Noi investiții în Târgu Frumos. De astăzi au început lucrările de modernizare la piața agroalimentară din oraș. Se va turna o placă de beton pe o suprafață de 1000 de metri pătrați și se va schimba canalizarea. Lucrările au urmat să fie finalizate în câteva zile, iar valoarea lor de circa 36.000 de lei fără TVA a fost suportată de la bugetul local. Nu sunt singurele modificări ce vor fi făcute la piață. În curând ar urma să se lucreze la schimbarea acoperișului și la partea de izolare. Menționăm că la sfârșitul anului trecut, piața din Târgu Frumos a fost închisă cu tâmplărie PVC. Astfel, comercianții nu mai sunt nevoiți să îndure temperaturile scăzute în perioada sezonului rece, iar produsele nu mai sunt expuse înghețului. Un orășel mai micuț de lângă noi, Târgu Frumos, iacă, face investiții. Poate. Poate, domnule. Acolo nu-i cu parandărături, probabil. Probabil nu-i vedem acum și luați pe la DNA, pe consiliere aia. Acolo se poate lucra pentru cetățean. Se gândește lumea că, băi, cetățeanul ăla care vinde în piață, mai ales că la Târgu Frumos industrie, ce industrie e? Mai multe agroalimentar, tot, agro. Este o fabricuță de papuci sau ceva ce mai este pe acolo, are ce să mai fi. E ceva, un pic acolo. Cum era pașcani, un inel de fabrici din jur, prejurul orașului. Era mai subțirel așa. Mult pe agricultură, mult pe agricultura făcută de lipoveni în sere, mult, mult pe chestii din astea. Păi, ei merg și se adaptează stilului lor de oraș și de târg. Și uite că își fac investiții. De la bugetul local, de la Uniunea Europeană, au acceptat apa vitală. La ei investițiile merg cu apa vitală. La ei se pot organiza, fac asociații, reprezentanți de scară, la ei apa vitală merge, nu-i fură. La noi ne fură, între ghilimele. La noi ne fură administrația locală, probabil. Sau cumva, că nu văd alte... Dacă era vorba de expertize judiciare, de nu știu ce, dosare pe la DNA, curtea de conturi, ridică semne de întrebare, multe probleme. Opa, dar acolo de ce să fie facturi în dublu? Ce să... Uite că aici nu este factură în dublu, este făcută piața. Se găsesc modalități de a lucra pentru cetățean. Și într-un oraș mai mic, cum e Târgu Frumos, se poate vedea chestia asta. La noi în Pașcan, de ce nu? Ce nu avem oameni? Nu avem consilieri? Nu avem primărie? Avem. Și? La noi e cu hâis. Și cea? Hâis, hâi, cea? La noi așa e. Orașul nostru este după model Nicolae Rățoi. Un oraș îmbătrânit, un oraș fără perspective, saturat. Orașul ăsta trebuie întinerit, primenit, dezvoltat. Omul acela, cât a condus orașul, l-a modificat după chipul și asemănarea lui. Știi că omul sfințește locul. Ia că l-a sfințit de la rupt. L-a transformat după chipul și asemănarea lui. Și a pus oamenii lui în posturi cheie, din care nu mai ies,
și înțepenit, înțelenit, plin de lanțuri. Abia pașcaniu, abia se mișcă. Nimic investiții în oraș, nimic. Nici o modalitate de a face un parc industrial, cu toate că sunt unii oameni de afaceri din oraș care au fost foarte vocale în a cere un parc industrial. Na. După chipul și asemănarea cui? Unui om care a făcut Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu, o facultate politică, comunistă. O facultate politică de exprimare a zonei libere. O facultate politică poți să o faci, nicio problemă. Faci un master politic, dar în Europa Occidentală sau cu valori occidentale, nu cu valori comuniste. Ștefan Gheorghiu, ce să arăți acolo? Cum e unul șef și ceilalți slugi? Nu. După chipul și asemănarea. O știre frumoasă. Tatăl vitreg al Liviei, fetița bolnavă de cancer, a obținut tutela copiilor. Dumnezeu e mare și e cu noi, oamenii necăjiți. Scris de Mihaela Isaac pe BTV Info. Vești bune pentru fetița din Sodomeni, bolnavă de cancer. Tatăl vitreg, Ovidiu Archire, a obținut astăzi tutela ei cât și a fratelui său. Magistrații de la judecătoria Pașcani au admis cererea bărbatului de a avea drepturi părintești asupra celor doi copii orfani. Vă rog să vă pregătiți pixurile, că voi dicta ceva. În aceste condiții, bărbatul a reușit să deschidă și un cont bancar pe numele fetiței. La acest număr și-l dictez. Și-l dictez rar și-l voi dicta de două ori. Pentru că este postul Paștelui. La acest număr, RO 30 BRDE 24 0 SV 65 84 58 72 400 se pot face donații pentru micuța Livia. Repet numărul pentru cei interesați. RO 30 BRDE 240 SV 65 84 58 72 400. Ea a făcut câteva analize la Iași și urmează să meargă în zilele următoare la Cluj, Napoca, pentru a mai multe investigații. Pentru aceasta are nevoie de bani pentru transport și alte cheltuieli. Suma necesară pentru transplantul de celule STEM a fost strâns cu ajutorul Fundației Mereu Aproape. Deocamdată, potrivit medicilor, dacă această intervenție nu se face într-un timp cât mai scurt, șansele de supraviețuire sunt mici. Menționăm că Livia suferă de cancer ganglionar, descoperit în urma unui control medical la școală. Dragii mei cetățeni, știrea o găsiți și pe BTV Info ca să vedeți numărul de cont cum trebuie. Câte puțin, pic cu pic se face plinul. Este postul Paștelui. Să ne facem milă și să depunem fiecare acolo, pentru că e păcat de un suflet de copil, mai ales că ești eu și un copil bun. Și văd că e iubită. Dacă un om, tatăl ei vitreg, a reușit să se lupte pentru ea, hai să fim și noi solidari cu această familie încercată greu. Îl voi ruga acum pe colegul meu să ne dea o pauză de publicitate. Pauză de publicitate, te rog.
Nu încă, te sun eu când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părțile. Cosa Rom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine ne-am regăsit în emisiune, dragii mei telespectatori. De pe Jurnalul Național, jurnalul.ro, Moșia Brătienilor îl înfundă pe ginerele lui Băsescu. Cuplu Valentin Vișoiu, Radu Pricop, a mulți zeci de milioane de euro de la ANRP. Scris de Petru Zoltan. Ginerele fostului președinte Traian Băsescu, Radu Pricop, a ajuns la mâna Direcției Naționale Anticorupție în dosarul privind retrocedarea ilegală a Moșiei Brătienilor, în care este implicată și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății ca parte civilă. Cazul a fost anchetat inițial de procurorii de la parchetul Instanței Supreme, dar și-a declinat competența în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor și Criminalitatea Organizată și Terorist, DICOT, care la rândul său a stabilit că nu este competentă să ancheteze acest caz. Fiecare aruncă pisica. Așa a ajuns dosarul pe masa procurorilor DNA. Dosarul Brătienilor a fost deschis după ce procurorii au adunat probe că un teren de 90 de hectare din localitatea Ștefănești din județul Argeș ar fi fost retrocedat ilegal. Radu Pricop a cumpărat împreună cu 11 persoane drepturi de moștenire asupra terenului respectiv de la urmașii familiei Brătianu. Antena 3 a dezvăluit cum, printr-un fals grosolan, moștenitoarea Eleonora Brătianu a fost omorâtă în acte cu 2 ani înainte decesului său pentru a primi despăgubiri de 10 milioane de euro. După aceste dezvăluiri, Traian Băsescu a sărit imediat în apărarea ginerului său. Era șeful. Afacerile imobiliare oneroase cu terenurile familiei Brătianu au adus
în prim plan un cuplu de băieți deștepți care au reușit să obțină o despăgubire uriașă de 10 milioane de euro din bani publici. Pe așa știu să se îmbogățească ăștia. Pe banii noștri. Cuplul Vișoiu-Pricop este bine cunoscut în Argeș, dar mai ales în Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Această instituție a fost condusă de Irina Zaharur, fosta asociată a lui Radu Pricop. În anul 2004, cei doi au înființat societatea PRP Consulting Consulting.com București, scuzați. Un an mai târziu, Zaharur a fost numită în funcție de președinte al ANRP, adică lupul cioban la oi, pe care a deținut-o până în februarie 2009. În tot acest timp, atât Vișoiu cât și Pricop au atentat la banii statului. Mai mult, Vișoiu a și primit, în cazul Pricop, ANRP a oprit plata la timp. Prima problemă este legată de modul în care s-a stabilit cine are drept acolo. Acolo au fost evaluate de 10 milioane de euro o hotărâre judecătorească și am fost obligat să dăm, pentru că acolo nu ANRP și nu Comisia a evaluat și a aprobat evaluările, acolo instanța a spus să se plătească potrivit raportului de evaluare, fără ca cineva să deschidă acel raport. Nu știu ce se va întâmpla, înțeleg că a spus procurorul general Nițu și că s-a rezolvat conflictul de competență pentru că nu se știa la care parchet din România trebuie să verifice și ceea ce înseamnă că parchetul general a făcut o evaluare acolo și a stabilit valoarea prejudiciului, a declarat George Băieșu, președinte ANRP. Dar legăturile dintre Valentin Vișoiu și Radu Pricop sunt mult mai strânse. Reținut de procurorii anticorupției, Valentin Vișoiu și-a luat avocat cu ștaif. Probabil după ce s-a uitat pe tablou avocaților, l-a ales tocmai pe partenerul său de combinații, Radu Pricop, ginerile fostului președinte Traian Băsescu. Păi, vedeți, dragii mei, cum se fac retrocedări și cum se dau pământuri care nici nu erau a lor, erau a brătienilor. Femeia era vie, ei au omorât-o în acte ca să poată lua moșia și să poată lua banii. Și au spus că sunt moștenitori, ei sunt moștenitori. Ați văzut cum? Așa se face. La case mari, când ai acoperiș președinte, când ai acoperiș ce președinte, că ăsta era șef de mafie. Când ai acoperiș și președinte și șef de mafie, că asta erau împreună. Traian Băsescu era și președinte și șef de mafie. Și uite cum. Și îți pui acolo iubițica pe la ANRP, și ești împreună cu ea și tu iei bani, ea ți-i dă, e ceva în genul ăsta. Și îl mai ai și pe tata, socru, mai așa, și ești într-o gașcă și în altă gașcă și gașca cu gașca și umbreluțe sub o umbrelă mare și uite așa se iau banii românilor. Că banii noștri i-a luat 10 milioane de euro. N-au muncit ăștia la pilă cumva sau au sudat ceva sau au muncit sau au făcut pregătire cu copiii la matematică sau ceva și au muncit zilele alea. Nu, au tras un tun, au șmenuit banii noștri. Așa cred că este și peste tot. În România asta în fiecare localitate, cred. Și la noi la Pașcani, cred că tot la fel. Sunt șmenuiți niște bani frumoși de wow. Numai să vine cineva să deschidă cutia Pandorei. Că a deschis cutia Pandorei, au ieșit toate. Cred că nebunim ce vedem. Și la nivel mare, cu ginerele lui Băse, și la nivel micuț aici, cu retrocedări pe la noi, și aici nu se fac terenuri, titlurile date sunt greșit întocmite. De ce greșit? Sau cu skepsis? Așa se fac toate. Așa. Dintr-un pix. Avem un pix, semnăm și s-au făcut. Dar dacă întoarcem pixul și îl punem pe scaun, cine se așează în el? Ar trebui să știe oamenii ăștia când dau semnături cam cum trebuie să le dea și la cine să le dea și să nu le dea spre hoție. Hai să vedem o altă știre.
Vanghelia a sprijinit campania europarlamentară a Elenei Băsescu. Tot din jurnalul.ro. Să vedem de cine este scrisă, văd că nu este scrisă de, este scrisă de redacție atât. Nu este cineva autor. Instanța Supremă a dat ieri publicității motivarea privind arestarea primarului sectorului 5, Marian Vanghelie. Este scrisă pe 19 martie, deci, în care se arată că faptele săvârșite de, acesta sunt grave, având în vedere consecințele acestora asupra bugetului local. Documentul conține însă și o dezvăluire. Primarul sectorului 5 a contribuit la campania electorală europarlamentară a Elenei Băsescu. În primăvara anului 2014, inculpatul Marian Vanghelie i-a cerut lui Marin Dumitru, denunțător, să strângă 10.000 de semnături pentru candidatura la alegerile, europarlamentare a Elenei Băsescu, banii necesare acestei activități fiind scăzuți din comisionul ce era cerut, exemplificând că despre aceasta cunosc a preotese Viorel Glăvan Costel și alți angajați. Suma plătită pentru cele 9.000 de semnături strânse, fiecare cu câte 15 lei pe semnătură, se arată în motivarea instanței supreme, conform știrpesurse.ro. Iar că cum a ajuns stimata EBA, cum a ajuns europarlamentar. Acolo, știi, stau și mă uit că la referendum unde ne-am dus toți să-l demitem pe Băse, acolo căutăm nod în papură să vedem dacă nu cumva s-au furat voturi, dacă nu cumva, nu s-au furat, mă. 80% din oameni, mai bine, au vrut să-l dea jos pe excroc. Pe ăla, care nu mai putea el de tare ce era el, de șef pe moșia lui. Moșia lui era România și el era mare șef, că nu era președinte atunci. Și noi la referendum l-am dat jos. Asta simt eu. Asta simt eu ca cetățean. Pac, am dat cu votul. Nu? Și tu să-mi spui că de fapt știi că m-au șmenuit, dar aici cu EBA, care e șmenuială pe față, cu bani, cu nu știu ce, cu oameni care s-au dus, au venit cu... Mi s-au dat bani să voteze EBA, aia nu e șmenuială? Aia nu e încălcare de lege? Acolo nu se poate cerceta? Cum e, dragii mei pășcănini? Nu se poate cerceta, nu? Și mai avem o știre frumoasă. Iohannis, asta este de pe realitatea.net, Iohannis, momente tensionate în timpul conferinței de la Bruxelles. Ce l-a enervat pe președinte? Președintele Klaus Iohannis a prezentat vineri concluziile reuniunii Consiliului European de primăvară, unde s-au purtat discuții despre crearea unei uniuni energetice a Europei. Am mai vorbit într-o emisiune de această creare a uniunii energetice a Europei. Iohannis și-a început discursul la conferința de presă susținută la Bruxelles, dar s-a oprit la scurt timp pentru că în sala de presă a pornit pe neașteptat un televizor al televiziunii cu circuit intern din cadrul Consiliului European, scrie ziare.com. Iohannis s-a oprit din nou la scurt timp, deranjat, pentru că în sală se auzea telefonul mobil al unui jurnalist din primul rând. Ăla era așa de resimțit că nu și-l-a dat pe silențios. Președintele a tăcut circa 2 minute, după care și-a reluat din nou discursul. Și este un comentariu. Sper să aibă putere de a se menține mereu demn de respect. Demn de respect. Doamne ajută România! Respect, domnule președinte, spune altcineva, mai ales în relații internaționale. Mie îmi place de acest om cum se impune. Și dacă sunt ciumpalaci din ăștia care nu știu să ia paltonul când trebuie să ia paltonul, nu știu cum să-l primească în vizită oficială, nu știu cum să... El se impune.
Și nu este ca Băse, când mergea prin doamna Merkel, îi întindea mâna și îi făcea loc să treacă prin fața ei și el, ca prostul, s-a dus prin spate. Așa, ca un cotei, ca un cățeluș. Bă, pe covorul roșu să mergem, prin fața mea. Nu, el a luat-o prin spate, habar n-avea, ca omul ăsta are prestanță, are respect. Sper și noi să ne ridicăm la nivelul, noi, România, să ne ridicăm la nivelul prestanței pe care Dumnezeu văd că o luminează unui om. Că e om, până la urmă, nu e semizeu, Iohannis, nu. Dar știe să aibă o prestanță și asta e prestanța României acolo, e prestanța lui. E prestanța României. Sper și noi să ne îndreptăm, să nu mai stăm cu îndoiți așa, poziția ghiocelului, în fața unor șefi de satrapii. Sper să se mai schimbe din șefii ăștia de satrapii și să mai devină România cu culoarea dreaptă, așa, drept. Ca și românul să fie drept și să nu mai fie rob, nici în țară la el și nici în Europa, oriunde se duce, să fie privit cu respect. Ar trebui să schimbăm, dragii mei cetățeni, multă parte din clasa noastră politică. Și în mâna noastră se află votul și în mâna noastră se află această schimbare. Într-adevăr, trebuie și organele de justiție să-și facă treaba. Dar în mâna noastră se află această schimbare. Să ne uităm bine pe liste și să nu punem cei în care nu avem încredere. Pentru că e pentru soarta noastră, pentru copiii noștri. Și cum v-am spus și aseară, vreau să-mi cresc copilul aici în țara asta pentru că o iubesc și pentru că este țara care, în care m-am născut și am fost educat. Și copilul meu vreau să fie la fel aici. Copiii mei, că am mai mulți. Copiii mei aici vreau să crească și să fie educați. Nu aiurea pe unde nimeresc prin lume. Ce putem să facem? Decât să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Că restul vin de la sine toate. O seară frumoasă, noapte bună!